ceea ce astăzi s-a numit o zi a femeii. Este un mod cum oamenii înțeleg. Noi știm că fiecare zi dăruită de Domnul este pentru fiecare în Domnul Hristos, nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nu este nici rob, nici slobod, nici barbar, nici schip, nici... Adică, ceea ce vrea să ne spună Cuvântul este că în Domnul sunt atenuate orice diferențe de orice natură, tocmai ca să simțim desăvârșirea unității trupului lui Hristos. Dar este o zi în care exprimăm recunoștință înaintea Domnului pentru cele care aici sunt mamele noastre, soțiile noastre, fiice ale noastre, surorile noastre, suntem în trupul lui Hristos, de aceea ne bucurăm în această seară ca să oferim și celor mici prilejul să-L slujească pe Domnul, dar înainte de aceasta aș vrea să vă invit ca ridicați în picioare să citim un cuvânt al Scripturii. Îl voi citi din Cartea Psalm, capitolul 68, versetul 11. Pagina în Scriptură, 591. După citirea acestui verset, am să invit doi frați care nu s-au rugat, fratele Mihai Wood și fratele Adrian Stejăreanu. Vor veni înaintea Domnului și mulțumim lui Dumnezeu, cerem binecuvântare dumnezeiască peste cele care Scriptura le arată în cuvântul acesta astfel. Un cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire a lui. Iisus iubește fiecare pe fiecare pe fiecare. Iisus iubește pe fiecare. Iisus iubește pe fiecare. Copiii să vină la ei să lăsați, din Sfânta Scriptură să fie învățat, să asculte Domnul de hal, prin să fie îndoiul supus și cu mine, să poate să fie educat, fără Domnul să arunce curat, nu se poate fără Dumnezeu, ca să fie ești copilul tău. Auzi cum cântă din hatele lor, copilul corect, copilul păstor. Osana, Osana, copii a strigat, în ziua când Domnul în templu a intrat. Să poate să fie educat, fără Domnul să ai curge curat. Să poate fără Dumnezeu, ca să-ți instruiești copilul. Avram povestește copiilor lui, ca asemenea Domnului nimenea lui. El apele mării în zi s-a oprit, părinții copiilor i-au povestit. Nu se poate să fie educat, fără Domnul să ai cuget curat. Nu se poate fără Dumnezeu, ca să fii instruiești copiii. Cuvântul bun al oamenilor.
zile când m-am atins de lume, ai urechi și el. Și înseamnă în zile bine ca să le înveți pe toate care pe lume vin pe altă zi de alare. Respecta bunătate, să mai ai mereu în față. Crezătă de mintea, să mai ai mereu în față. Calea bună în care, părul indicând de mine, o inimă în care, iubete pe mine. Căci fericit e numai acest ce îți prietenește părinții și credința prin care Domnul crește.